Toți angajații din țara ai Ministerului Tineretului și Sportului au intrat astăzi în grevă generală pe termen nelimitat. Oamenii spun că greva a început astăzi, dimineața va înceta abia când salariile lor vor crește, iar conducerea Ministerului va fi deschisă la dialog. Angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Cluj s-au mutat și ei în stradă. Aproximativ 15 oameni au protestat astăzi pe Bulevardul Eroilor în fața sediului instituției. O parte dintre aceștia sunt în pragul pensionării. De cât timp lucrați în instituție? De 22 de ani. Și ce salariu aveți acum? 1336. Cum vă descurcați cu banii aceștia în fiecare lună? Cum să mă descurc? Ca oricare om care a muncit 42 de ani de zile, după 42 de ani, asta este comportamentul celor care conduce acest minister. Revendicările angajaților din Cluj sunt identice cu cele ale colegilor din țară, egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plată pentru funcții similare, acordarea sporurilor, plata zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale, precum și diferențierea în funcție de vechime. Mai multe structuri gestionate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret sunt afectate de grevă, dar și sportivii. Noi mai avem în subordine și sala de gimnastică Sonia Iovan, sala sporturilor Horia Demian, hotelul Stadion. Și la hotelul Stadion de astăzi nu se mai dă mâncare sportivilor de la loturile naționale olimpice de judo. Și la sala de gimnastică Sonia Iovan, antrenorii s-au prezentat la serviciu, însă nu s-au ținut antrenamentele.